Stimați miri, Tudor și Raluca, sunt foarte bucuros alături de soția mea Carmen, alături de cei doi nepoței, Marcu și Elijah, să fim prezenți la sărbătoarea căsătoriei voastre și în felul ăsta să avem ocazia să vă felicităm și să vă binecuvântăm în numele Domnului. Stimați părinți, familiile Mateuți, vă înțeleg emoția care încununează cei aproximativ 20 de ani de investiție în acești doi frumoși tineri. Îi cunoașteți înainte să se nască, i-ați ținut în brațe, i-ați călăuzit pe drumurile copilăriei, ale adolescenței și ale tinereții și astăzi îi priviți cu emoție și cu satisfacție pentru că sunt o parte din viața și din casa dumneavoastră și așa vor rămâne pentru întotdeauna. Chiar dacă ei se căsătoresc, veți continua să le rămâneți părinți, dar cu un pas înapoi. Sunt aici pentru prietenii mei, pentru familiile Pop, Popa și Mateuț, în mod deosebit pentru fratele Ambrozie, bunicul Mirese și sora Mărioara. Avem o prietenie frumoasă, lungă, respectoasă și ca unul care împreună cu Carmen ne-am căsătorit 3 copii, știm că toate lucrurile se fac cu oameni. Sărbătoarea aceasta este frumoasă pentru că noi suntem aici, alături de miri și de familiile lor. Dragi frați și surori, stimate frate păstor, vă aducem salutări din partea Bisericii Betania, a păstorilor noștri și mulțumim fratelui păstor pentru prietenie, pentru ospitalitate, pentru eleganță, pentru faptul că ne acordă posibilitatea să participăm la sărbătoarea aceasta cu mesajul pe care îl voi rosti. Căsătoria este unul dintre cele mai frumoase lucruri. Stând pe scaun și privindu-vă, mi-a trecut prin minte următorul gând. Lucrurile care ating măreția sunt legate de familie. Imaginea aceasta este divină. Să vezi doi tineri care vin din două familii absolut diferite, se țin de mână în perspectiva căsătoriei. Este un vis pentru care se merită să trăiești și pentru care se merită să suferi. O altă imagine este când o mamă își ține copilașul în brațe sau un tată îl ține de mână. Aceste imagini sunt esența vieții. Sunt un model de ascultare față de Dumnezeu și sunt și calea spre satisfacție personală și spre fericire. Ați ajuns la vârsta la care puteți face decizii personale și ați hotărât să vă căsătoriți. Faptul că ați avut libertatea să vă căsătoriți cu cine vreți, vă ia dreptul să mai comentați ceva în legătură cu căsătoria voastră. Deci voi ați făcut ce ați vrut. V-ați căsătorit pur și simplu pentru că vă iubiți, pentru că ați primit consimțământul părinților voștri și confirmarea de la Dumnezeu. De aceea, de astăzi înainte, veți fi așa cum v-ați dorit voi, împreună. Asta se numește familia voastră. Și știți cum va fi familia voastră? Așa cum o veți face voi. Calitatea voastră ca indivizi, tineri creștini, se va reflecta în calitatea căsătoriei voastre. Căsătoria este o construcție, iar materialele de construcție sunteți voi și meșterii, tot voi sunteți. Căsătoria voastră nu va putea să treacă dincolo de nivelul vostru. Voi aveți un nivel înalt, sunteți doi tineri educați. În general, generația voastră este educată sau cel puțin informată. Așa că astăzi avem toate drepturile să credem că veți fi fericiți așa cum vă doriți voi, așa cum își doresc părinții voștri și numărul acesta mare de nuntași, de prieteni, de rudenii care vă însoțesc. În sfârșit, să pun capăt de la această lunguță introducere, aș vrea să vorbesc puțin cu voi despre imperativele căsătoriei. Și o să plec de la un scurt verset din Scriptură, Cartea Cântărilor, versetul 4 din capitolul 8. De fapt, versetul acesta se repetă de 3 ori. Este prezent în capitolul 2 cu 7, 3 cu 5 și 8 cu 4. Și el spune așa: Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea.
Ați auzit versetul acesta de foarte multe ori și vi s-a potrivit. Vreau să vă spun că de astăzi înainte nu vi se mai potrivește. Întotdeauna noi îl citim la conferințe de tineri și încercăm să le spunem tinerilor, fiți liniștiți, fiți cuminți, pentru că încă nu a venit vremea, nu stârniți dragostea. Biblia ne spune ce să nu facem ca să nu stârnim dragostea, dar când ea este stârnită, ne spune ce trebuie să facem. Noi le spunem tinerilor ce să nu facă până nu este stârnită dragostea, dar astăzi o să vă spun câte ceva despre ce ar trebui să faceți după ce dragostea a fost stârnită. Astăzi este ziua căsătoriei voastre. În primul rând, aș vrea să vă spun că trebuie să vă descoperiți așteptările. Oamenii au așteptări și când ele nu se împlinesc, oamenii se întristează. Descoperiți-vă așteptările. Care sunt așteptările voastre de la ce faceți astăzi? Dincolo de sentimente, să știți că ele sunt ca vântul, se plimbă prin viețile oamenilor. Să nu vă bazați pe ele prea mult, doar să vă bucurați de ele. Dar să vă bazați pe ceea ce credeți și să vă bazați pe ceea ce sunteți. Caracterul vostru va fi baza căsătoriei voastre, iar sentimentele vor fi un fel de desert al vieții voastre. De aceea, definiți-vă așteptările, identificați-vă așteptările. Ce aștepți tu de la mireasa ta? Ce așteaptă ea de la tine? Ce așteptați voi de la căsătoria voastră? Sunteți pregătiți să plătiți prețul? Fericirea este un lux, costă totul. Nu poți să fii fericit dacă nu dai totul. Întotdeauna când așteptările nu sunt împlinite, apar reacțiile. Iar când reacțiile nu primesc răspuns, apar conflictele. Identificați-vă așteptările. 2. Administrați-vă diferențele. Administrați-vă diferențele. Între voi sunt diferențe așa de mari pe care eu la vârsta ta nu le-am știut, Tudor. Și am făcut o grămadă de greșeli. Îți mărturisesc că am chinuit-o într-o oarecare măsură pe Carmen, fără să-mi dau seama că o chinuiesc. Eu am tratat-o ca pe mine. N-am știut, în vremea aia nu exista deșteptul de Google și nici cărți pe care să le citești și nici oameni care să știe sau să-și facă timp să-ți spună. Am tratat-o ca pe mine. Am fost foarte bine intenționat, doar că ea nu era bărbat și nu era un bărbat ca mine. Și de aceea, de multe ori, nu am fost în consens. Ea a vrut una, eu alta. Și mi s-a părut că ce vreau eu este superior la ceea ce vrea ea și am încercat să mă impun. Astăzi știu că nimeni nu poate să schimbe pe nimeni. În vremea aceea, ani de zile m-am luptat să o schimb. Însă nimeni nu poate să schimbe pe nimeni. Cine vrea să schimbe partenerul, înseamnă că s-a căsătorit prea repede. Să nu încercați să vă schimbați unul pe altul. Mă gândesc că tocmai de-aia v-ați căsătorit, că vă place unul de altul. Cineva care vrea să-și schimbe partenerul, trebuia să se căsătorească cu cineva care îi place, nu cu cineva care urmează să fie schimbat. De aceea, administrați-vă diferențele și gestionați-vă diferențele. Diferențele sunt de foarte multe feluri. Cea mai mare diferență este creierul. Creierul tău e un creier de bărbat, Tudor. Și funcționează cu partea din stânga. Acolo este logica, acolo e orientarea în spațiu și alte câteva lucruri. Creierul Raluca este diferit, ea funcționează cu partea din dreapta. Este adevărat că are un fel de pod, pentru că femeile sunt distributive, nu ca noi bărbații putem să facem un singur lucru odată, dar aceasta este cea mai mare diferență, diferență care se exprimă în foarte, foarte multe feluri. Nu veți reuși ușor să acomodați toate aceste diferențe, pentru că veți fi tentați, crezând în ce sunteți voi și în ce știți voi, veți fi tentați să vă impuneți. Există o luptă, probabil că durează așa 2 ani, dacă nu se termină în 2 ani, nu se mai termină niciodată. Foarte mulți oameni se ceartă o viață întreagă, spunând că este adevărat că și făcând din casa lor un tribunal. Adevărul nu este important în căsătorie, dreptatea nu este importantă în căsătorie. În căsătorie este importantă dragostea și este importantă atmosfera. Dacă o să vă concentrați pe stabilirea dreptății, nu se va ajunge toată viața să aveți confruntări. De aceea, administrați-vă diferențele cu maturitate. În primul rând, identificați-le și apoi gestionați-le. Și al treilea lucru, identificați-vă rolurile.
Ce rol ai tu? În generația mea a fost mai ușor. Soțul se ducea la câmp și se întorcea seara. Soția stătea acasă, copii, rațe, gâște, găini și alte tot felul de ființe. Astăzi nu mai este așa. Toată lumea avea aceleași obiceiuri. Cei mai mulți oameni n-au văzut niciodată Bucureștiul pe vremea părinților noștri, sau Oradea, sau Iașu, sau Brașovul. Oamenii locuiau într-un sat și acolo trăiau toată viața. Știau bine o singură limbă, toată lumea se supunea acelorași tradiții și obiceiuri. Astăzi viața pur și simplu s-a redefinit radical. S-au amestecat toate culturile, toate religiile și a dat naștere la ceva destul de complicat. Ei bine, încercați să vă identificați rolurile. Vreți să aveți o familie de tip tradițional? Vreți să aveți o familie de tip modern? Sau vreți să aveți o familie de tip biblic? Aceste trei sunt foarte diferite. N-am timp și voi le știți, dar vreau doar să vă spun că cea mai mare așteptare a lui Dumnezeu, care se verbalizează printr-o poruncă față de tine, este să-ți iubești soția. Iubirea ta nu trebuie să fie o recompensă pentru meritele ei. Nu. Iubirea ta nu are legătură cu meritele ei, Tudor. Știu că știi, dar o să fie greu să aplici treaba asta, pentru că atunci când ea te deranjează, tu vei fi tentat inconștient și conștient să-i restricționezi, să-i închizi robinetul de dragoste, de zâmbe, de prietenie, de amabilitate, de bucurie, de toate lucrurile de genul acesta. Ascultă-mă, dragostea ta nu este o recompensă pentru că ea este cum vrei tu. De astăzi înainte ești obligat să o iubești, de fapt să-ți manifesti iubirea, nu să o iubești. Toți bărbații își iubesc soțiile, numai că cei mai mulți sau unii dintre ei, să nu fiu răutăcios, nu-și manifestă dragostea, deși wow, e acolo. Ei cred că dragostea e un sentiment, cred că trebuie să simți așa ceva. Dragostea care simte este îndrăgostire, nu este dragoste. E acțiunea unui hormon care te împinge în căsătorie și pleacă cum a venit, neanunțat. Dragostea e foarte diferită de îndrăgostire. Îndrăgostirea e o emoție, e o pasiune. Și sistemul endocrin al omului o activează și o dezactivează pentru ca să împingă omul în perpetuarea speciei umane. Dragostea însă este o alegere. Hristos spune, iubiți-vă vrăjmași. Cum am iubit vrăjmașii dacă dragostea ar trebui să fie ceea ce simțim? Nu i-am iubit în veac. Dar dragostea este o alegere. Așa că tu trebuie să manifesti alegerea aceasta când ea merită și când ea nu merită. Dacă nu vei putea să faci asta, înseamnă că calitatea ta ca soț nu este excelentă. Dumnezeu îți spune să o iubești pentru că ea are nevoie de iubire mai mult decât orice. Femeile au nevoie de iubire, bărbații n-au nevoie de iubire. Femeile zâmbesc când eu spun asta. Bărbații au nevoie de respect pentru că sunt altfel de ființe. Femeile încearcă să se poartă cu bărbații așa cum le place lor să se poarte bărbații cu ele. De aceea încearcă să iubească. Dar tocmai de aceea Biblia nu-i spune femeii să-și iubească soțul. Nicăieri nu scrie asta în Scriptură. Dar îi spune de câteva ori bune să-și respecte soțul. Noi spunem respecte într-un sinonim mai nepotrivit și cotidian, dar de fapt Biblia spune să se supună. În Geneza capitolul 3, versetul 16, Biblia ne spune că Dumnezeu a rostit pedeapsa pentru femeie, după ce a rostit-o pentru șarpe și mai târziu o rostește pentru bărbat. Și îi spune, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Asta este pedeapsă pentru ea. Supunerea femeii este o formă de pedeapsă, după cum munca bărbatului cu transpirație și fără odihnă este pedeapsa lui, să nu vorbesc de cea a șarpelui. E bine, femeia trebuie să fie supusă. Luca, trebuie să-l respecti pe Tudor, fără să faci din asta o recompensă. Trebuie respectat, punct. Trebuie respectat când crezi tu că merită și când crezi tu că nu merită. Trebuie respectat tot timpul. Tu ai o contribuție de 50% la binele din casa voastră. Cea mai mare problemă este că atunci când ție ți se pare că el nu te iubește, tu nu o să-l mai respecti. Și când el o să vadă că tu nu-l mai respecti, el o să înceapă să nu te mai iubească. Și tu când o să vezi că el din ce în ce mai mult nu te mai iubește, tu din ce în ce mai mult nu o să-l respecti. Și până la urmă asta se numește jocul nebuniei. Fiecare are dreptate când spune, dar nu mă iubește. Dacă e întrebat, el spune, dar nu mă respectă.
De aceea, nu fă o recompensă din iubire și nici din iertare, ci pur și simplu un mod de viață. La aceasta v-a chemat Hristos. În felul acesta veți fi fericiți. Iubește-ți soția și respectă-ți soțul. Sunt banale afirmațiile acestea. Eu știu că sunt banale, pentru că și eu stau pe scaun și le ascult când alții le spun, dar această banalitate este secretul căsătoriei voastre, de fapt nu al căsătoriei, al fericirii voastre. Iubirea este totul, Tudor. Iubirea este totul, dar totul. În afară de iubire nu mai există nimic decât lucruri negative, neplăcute, nefericire, durere, suferință, singurătate și frustrare. Tu ești un debitator de iubire, o iubire pe care Dumnezeu o pune în inima ta. Nu vei reuși, nu vei reuși, dar Dumnezeu îți va da resursele necesare așa cum ți le dă în toate celelalte aspecte ale vieții. Aș vrea să închei spunându-vă un lucru pe care cred că vi l-am spus alaltă ieri când ne-am întâlnit și te-am cunoscut pe tine, Tudor. Pe mireasa ta o știu un pic mai de demult, pentru că frecventând familia, adică frecventând, fiind găzduit în familia Pop și cunoscându-mă cu părinții voștri, am cunoscut-o pe ea. I-am apreciat modestia, pasiunea pentru învățătură, perspectiva și viziunea de viață și mă gândesc că o fată inteligentă ca ea a trebuit să-și aleagă un soț cel puțin la fel de inteligent ca ea. Gândul de încheiere este următorul. Uneori veți simți că viața e nedreaptă. Uneori veți simți că partenerul gândește, vorbește sau se poartă nepotrivit și veți fi tentat să vă luați apărarea. Știi ce vreau să spun? Încercați să renunțați la nevoia de a avea dreptate. Dacă pot să vă dau un singur sfat astăzi, vă dau sfatul acesta. Renunțați la nevoia de a avea dreptate. Când încerci să-ți faci dreptate, te cerți, Tudor. Ridici tonul. Folosești cuvinte grele pe care le regreți apoi. Însă ea și el nu le vor uita niciodată. Cuvintele sunt ca niște gloanțe care rănesc și chiar dacă se vindecă, cicatricele rămân și o anumite incapacități. Renunțați la nevoia de a avea dreptate. Cea mai mare dreptate în familie o ai când renunți la nevoia de a avea dreptate. Să fiți drepți cu 8 miliarde de oameni, dar cu doamna ta, cu soția ta, cu mireasa ta, cu aleasa ta, să nu lucrezi după dreptate, să lucrezi după dragoste. Dreptatea e la tribunal. Dreptatea se manifestă prin reproșuri, prin acuzații și prin decizii. Însă dragostea se manifestă prin iubire, prin iertare, prin îmbrățișare, prin sărut, prin tot ceea ce este frumos. Nu uita, dragostea acoperă totul, nu expune totul. Casa voastră nu trebuie să fie un tribunal. Nu vă luptați pentru dreptate, ci luptați-vă pentru frumusețe, pentru iubire și pentru iertare. Dar asta nu pot face decât oamenii maturi, iar voi doi sunteți doi astfel de tineri. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să vă binecuvinteze!